Te-am sunat să ne explici, te rog, cum ai văzut tu acea fază, cum ai gândit în acel moment? Da, în primul rând, eu vreau să-mi cer scuza la Ionis Hagi, pentru că după că am văzut pe teren și mi-a părut rău de el, pentru că e un jucător foarte talentat, foarte bun și mi pare rău că l-am luzit și în primul rând eu nu au intenția să-l luzesc. Eu în prima dată am dat din minge și din elan l-am luzit. Nu m-am dus la el direct să-l luzesc, direct am vrut eu. Ce întâmplă și la fotbal, eu sunt fondat, eu cred că cine poate să-mi înțeleg că a jucat și el fotbal, dar îmi pare foarte rău și mi-aș cer scuza în fața lui, în fața echipa lui, în fața tata lui, pentru că a fost un jucător foarte mare pentru România. Asta, acum toată lumea vorbește că am vrut să-l lovesc în campionat și eu cred că nu a fost fără intenție, am lovit prima dată în media și media a rămas sus și l-am lovit din elan. Da, oricum, știi ce ne-a frapat pe noi? Declarația ta de după meci, în care tu nu ți-ai cerut scuze după meci și chiar ai spus că n-a fost faul, că a intrat la minge. Nu crezi că trebuia să-ți ceri scuze atunci, după meci? Da, și pe teren l-am cerut și scuze și am zis că l-am lovit fără intenție și fără intensitate. Bineînțeles că l-am lovit, dar era fără intensitate. Am zis că e picioarele masul și l-am lovit. După meci, eu am fost la el în vestiar și am vorbit cu el și am zis, îmi pare foarte rău că am lovit și nu cred că am avut în cap să te lovesc din prima dată. Și așa a fost ieri. Am înțeles. Iani spunea ieri la, după meci, că tu îi râdeai în față pe teren după acel eveniment. Eu nu cred așa ceva, pentru că eu și pe teren l-am întrebat dacă ești bine și el a început să mă înjure și am zis, nu e nimic, pentru că meci era un meci foarte tensionat și ei au nevoie de 3 puncte în play-off și noi la fel. Și eu după interviu că am făcut, m-am dus la băie, am făcut duș și m-am dus după el la găsi, am vorbit cu el și el a zis că e mici o problemă în fotbal, se întâmplă și el m-a zis că nu trebuie să fac din asta, am zis că înțelegi și are dreptate, dar eu acum îmi pare foarte rău pentru el și îmi cer scuze o dată la televizor în fața toată lumea și îmi pare foarte rău. Bună seara, Uzman. Acum, după ce ai văzut reluările, crezi că ai fi meritat cartonaș roșu pentru această intrare asupra lui Ianis? Eu cred că da. Acum, cum se vede la televizor, eu cred că da, am meritat cartonaș roșu și dacă nu a fost așa, eu cred că îmi pare foarte rău acum. Deci meritai cartonaș roșu. Tu ți-ai fi dat cartonaș roșu, nu dacă erai în locul arbitru. Cred că da. După ce mi-ai uit la imagine la televizor, eu cred că merită cartonaș roșu. Deci pe baza unui imaginar VAR, ai fi meritat roșu, spui tu acum, la reluări, dacă am fi avut VAR? Normal că da. Dacă era VAR și eu cred că merită cartonaș roșu, pentru că am văzut că în toată lumea și în Franța și în campionat mai mare sunt o VAR, acum eu cred că dacă era VAR în România, sigur că merită cartonaș roșu. Da. Usman, au fost mai multe intrări dure ale tale ieri, nu doar aceea la Ionis Hagi. Ți s-a spus din partea lui Negoi, trebuie să jucăm tare meciul ăsta, trebuie să-i luăm nu pe sus, cred, trebuie nu, să-i luăm... Nu cred. Trebuie să-i intimidăm? Nu cred. Nu a fost intrări dur totul meciul, nu mai a fost balta asta. Pentru că eu am fost pe teren și nu cred că nu m-am trebuit să-i cer la jucător să intre așa tare la un jucător, pentru că el a jucat și el fotbal. Și are și copii și eu sunt primul un fotbalist și nu vreau să fie rău la un fotbalist să așa cântat toată viața pentru că e munca lui și nu cred că e așa. Am făcut fault de la limita, nu de intenționat și zic că m-am dus să-l urete în jucător. Da, au fost mai multe intrări, dar mă gândeam că nu știu, a intrat nu, foarte montat să-l intimidez, că se mai practică asta la fundaș, să-l intimidez pe atacant. Și e la fel. O dată și nu a fost fals și eu s-a dus la arbitru să-i cer cartonaș galben, se întâmplă așa la fotbal, se întâlnește și arbitru, așa se întâmplă. Okay. Nu înseamnă că a fost un ordine antrenor. Usman, am observat și un grad de nervozitate, să spunem, în jocul vostru. Ați fost un pic mai agresivi în sensul sportiv al cuvântului. V-ați simțit voi, jucătorii de la Șep, și dezavantajați de arbitraj? V-ați simțit niște victime în acest campionat până acum? Pentru că asta au spus conducătorii voștri și antrenorul Neagoe. Eu cred că mai mult, pentru că acum mă gândesc la meciul Craiova acasă. A fost un gol valabil și nimeni nu a vorbit de asta. A fost un gol valabil și nimeni nu a vorbit de asta. Și au și penalti la viitor un tur și am bătut acolo 3-2. A fost un fault la Dragic. Era penalti clar și l-a dat și galben pentru simulare. Și nimeni nu a vorbit de asta la televizor. Asta îngerea pe noi.
sunt în echipă, au primit 14-15 penalti și nimeni nu zice nimic. Dar noi suntem pe echipa mare și încercăm să-i prindem și noi play-off și eu cred că arbitrajul trebuie să fie curent și aseară, dacă se luptă mai bine, eu cred că e meritat și eu roșu, pentru că sunt curent. Și la un moment dat și a fost mult faute și pentru noi am fost și noi dezavantajați. Eu cred că așa a fost și da. Părerea mea meritam unde suntem acum și dacă e acum trebuie să ne înapoi cu Mecu Craiova, meritam și noi 3 puncte și pentru că a fost un gol valabil. Aseară, după meci, domnul Gică Hagi ți-a reproșat ceva? A intrat într-un dialog cu dânsul? Nu. Eu știu că Mr. Gică a fost un mare fotbalist și odată că am jucat eu în Turcia, am fost în avion de două ori cu el, am fost foarte frumos pentru că am foarte mare respect și a făcut pentru fotbalul România și echipa care a făcut o echipă foarte bună, echipa cea mai bună din țara, că fotbal și un antrenor cel mai bun. Am foarte mare respect cu el și mi-aș scuza în fața lui ce a fost aseară și nu a fost impresionat și Usman, cred că e un mare caracter. Da, ca adversar, ca adversar, ca fotbalist, cum ți se pare Yanis? Yanis e un jucător foarte bun, pentru că are ambele piciorul reșa cu stinga și dreapta chiar de bun. Dar are un mare victorie tineri și acum a calificat echipa națională de tineri. Eu cred că are calitate și joacă în la campionat mult mai puternic și el trebuie să muncească mai mult, să ai încredere și eu cred că a făcut un pas foarte bun care a revenit în România să ai joc un picior, pentru că Italia e foarte devreme pentru el. Eu cred că e un jucător cu mare perspectivă și mulți jucători din România și de la viitor au un viitor mult mai mare. Usman, ți-e teamă că ai putea fi suspendat? Nu știu dacă e valabilă proba video în România, dar ai vorbit despre așa ceva? Nu. Deci nu se pune problema. Nu, pentru că eu de seara că am ajuns acasă, nici măcar nu m-am uitat la televizor, am văzut că am primit o grămadă de mesaj și mi-a părut foarte rău. Și nu am putut să-i dorm, pentru că am văzut că sună telefonul în continuare și îmi pare foarte rău acum. Ce ai simțit prima dată după ce l-ai faultat? Te-ai speriat că ai rupt piciorul, sincer? Nu, pentru că eu știu pe teren, nu m-am dus cu intensitate. Dacă mi-l ziceau cu intensitate maxim, le rupea picior. M-am oprit, dar m-l-am lovit, dar nu pare intensitate maxim. Am înțeles. Pentru că eu știu greutatea mea și greutatea lui. Dacă mi-l ziceau cu intensitate maxim, e clar că îl lovești mult mai rup, pentru că eu mă aduc aminte acum, în 2012, am oprit, eram la Panduri, am avut mei cu Steaua București și atunci Gardo și a lovit pe Pacila și Pacila a stat un an fără picioar. Da. Dar nu a fost așa. A fost intensitate maxim, pentru că eu eram pe teren, am văzut. Dar acum, după 2-3 minute, a venit pe teren și toată lumea vorbește că l-am rupt ambele picioare. Eu știu că am faltat. Am înțeles. Dar atunci cu Bacil a fost mult mai rău. Și mă aduc aminte de Gabi Mureșan cu Rutescu. A fost mult mai rău. Da, pe bine că nu s-a întâmplat așa până la urmă. Da. Spui că... Și încă o ultimă întrebare, Usman. Crezi că de acum înainte arbitrii te vor lua așa în colimator și vor fi mai atenți cu tine? Sigur că da, pentru că înainte de fiecare meci, fiecare arbitru vine la tine, scuza, dar trebuie să joacă mai ușor, tu joci foarte tare, am ochii pe tine, eu știu lucrul ăsta. Și acum va fi mult mai greu pentru mine, pentru că ceea ce are contația o să le duc, o să-i fi un sau clar, sau un galben, clar, sigur de asta. Eu, acum am experiență mare, trebuie să știi să-i gestionez, nu știu ce lucru, să nu știi dezavantaje de echipă. Da, mulțumim tare mult, Usman, mulțumim că ai intrat și da, am lămurit aceste probleme, da. Mersi mult și mi se ia încă o scuză pentru tot. Da, mulțumim și noi și felicitări, Usman, iată că are puterea să-și ceară scuze. Felicitări pentru gestul ăsta, e important, nu, Cristi? Era important. Da, aici a fost fundaș de națională, ne poate vorbi despre această intrare. Da, două lucruri esențiale. Primul, că Yanis n-a pățit nimic pentru că, într-adevăr, intensitatea atacului a fost foarte mare și o să revin la acest aspect. Și al doilea, că și-a cerut scuze. Exact cum ai spus tu, el trebuia după meci și el și conducerea să facă un comunicat sau, mă rog, la flash-ul după meci, trebuia să știa ce a făcut în timpul jocului, s-a văzut și ce are pe genunchi. Da, problema e că, scuze-mă, ei au reacționat doar după ce au văzut reacțiile altora și au dat seama că problema s-a agravat și a venit un caz național, exact. Nu știu dacă e un caz național, cam târziu. Dar
E o intrare, da, într-adevăr. Probabil după ce au văzut și reluări. Putea fi alt jucător. Acum toată lumea asociază faptul că Iannis și, mă rog, numele și în cazul lui Rusescu s-a discutat. Exact, da. Faptul că el și-a cerut scuze e important, dar nu cam cum a spus el, că intensitatea a fost medie, pot să spun, dar nu și-a retras piciorul. Dacă repunem faza, îl vedem după ce dă în minge, piciorul e tot sus. Dacă ar avea intenția să nu-l lovească, și-a retrage piciorul. Pentru că ai, capacitatea să faci acest